Bună ziua și bine ați venit la 360 de grade și la mulți ani pe 2024. Astăzi vom discuta despre cele mai interesante aspecte pe care le aduce luna ianuarie. Cum trebuie să ne poziționăm? Este o lună foarte importantă, o lună în care avem multe zile portal, după cum deja știm, și nu în ultimul rând, o lună în care este foarte important să fim într-o armonie cu elementele și cu evenimentele și cu toate aspectele astrale. Alături de noi în platou astăzi se află Ingrid Baciu. Bună ziua, Ingrid, și la mulți ani! Bine ai venit! Astăzi spuneam, Ingrid, că vom discuta despre toate elementele foarte importante pe care trebuie, de care trebuie de fapt să ținem cont în 2024. Este un an care vine cu un potențial important, cu mare putere. Primele două luni ale anului sunt luni destul de încărcate din punct de vedere astral, luni în care energia este foarte accelerată, este foarte dinamică, deși se presupune că sunt luni în care stăm mai relaxați. De asemenea, două luni, ianuarie-februarie, în care trebuie să ne dăm seama de anumite lucruri, trebuie să înțelegem cum să ne poziționăm față de univers, față de noi înșine. Sunt luni în care se pot deconspira lucruri, putem să aflăm ceva, putem să aflăm lucruri interesante chiar despre noi înșine. Sunt două luni foarte importante și pentru a face tot felul de ritualuri, pentru a ne introspecta, pentru a înțelege ce se întâmplă cu noi sau ce s-a întâmplat. Se presupune că bilanțul deja l-am făcut la sfârșitul anului 2023 și că acum începem în forță oarecum. Este totul lămurit, să spunem așa. De fapt, ideal ar fi să fie totul lămurit. Avem și o lună nouă, vom discuta despre ea peste câteva zile, foarte importantă, foarte interesantă. Dar, în primul și în primul rând, trebuie să înțelegem cum și care este energia care ne favorizează în 2024, energie strâns legată de energia lui 2023 și chiar și de energia lui 2025. Practic, cum am sfârșit anul 2023, ne dă o informație despre modul în care trebuie să-l începem pe 2024. Tu cum vezi lucrurile? Apropo, vorbind despre această trecere și despre acest început de an, care se vrea un început de an foarte dinamic și foarte consistent din punct de vedere energetic, adică cât de important este, după părerea ta, Ingrid, să știm cum am terminat anul 2023 și ce avem de făcut în 2024, mai exact să nu începem haotic noul an sau așa cum credem noi, ceea ce s-ar putea să nu aibă nicio legătură cu ceea ce ar trebui. Anul 2023 a avut foarte multe descărcări karmice. O descărcare karmică nu înseamnă recompense, înseamnă reglaje. Reglaje la nivel energetic, omul cu sine, omul cu Dumnezeu, omul cu ceilalți. Universul a avut tendințe manifeste și absolut neîntrerupte de a favoriza aceste reglaje. Finalul de an i-a prins pe majoritatea oamenilor cu chestiuni în derulare, cu acțiuni în derulare, cel mai adesea neîncheiate, dar măcar cu destule conștientizări. Începutul de an 2024, care oricum este pe elementul foc, este un element foarte important în acest an, atrage atenția. Îmi părea chiar foarte rău, vedeam ce s-a întâmplat în Japonia, ce s-a întâmplat deja în anumite locuri ale lumii. Această dinamică a energiei trebuie să îți dea de înțeles că dacă nu ai înțeles în anul 2023 să folosești ceea ce se numește energia vitală, energia vitală, astfel încât să o pui în scopul conștientizării, eliminării tuturor superficialităților, cel puțin a celor de fond, care au făcut fundamentul gândirii și acțiunilor tale, s-ar putea, din păcate, să nu mai ai timp să faci acest lucru, pentru că dinamica a pornit în forță nu de anul trecut, de niște ani. Noi de prin 2020 trăim într-un portal aproape, avem un portal absolut cosmic pe specie, nu neapărat pe individ. Dar ce să vezi, implicit fiecare individ este cumva cointeresat în ceea ce se întâmplă. Destul de mulți oameni au avut ceea ce putem numi revelații. Dom'le, ce se întâmplă? Că anul ăsta nu mi-a mers niciodată. Au apărut chestiuni absurde, chestiuni aparent de nerezolvat. De ce nu poți să ies dintr-o anumită paradigmă, dintr-o anumită, să-i spunem, din acel blocaj, din acea, da?
Repet, foarte mulți oameni au încheiat anul nu neapărat rezolvând problemele, dar măcar au avut foarte multe conștientizări, cea de bază însemnând așa nu se mai poate. Corect. Așa nu se mai poate și ai văzut că în anul 2023, din punctul de vedere al astea, aproape săptămânal, aceeași repetiție, schimbă ceva, schimbă ceva, schimbă ceva, schimbă ceva. Astrele au determinat aproape că te-au obligat să faci lucrul ăsta, nu lăsându-te fără ajutor. Ai văzut, întotdeauna a fost un aspect, trebuie să faci așa, este obligatoriu, dar uite, îți vine și ajutorul. Da? 2024 vine de fapt pe ce își dorește Universul ca energie, planeta. Repet, nu suntem singuri pe această planetă, există, dacă am putea să ne imaginăm un consiliu planetar, fiecare specie are ceva de spus în acest univers și pe această planetă, omul crede că poate face lucruri fără să-l tragă nimeni la răspundere și de multe ori nu are habar că propriul lui spirit îl trage la răspundere. Acum, în marele conglomerat de spirite, lucrurile au fost decise la nivel planetar. Dacă omul vrea să înțeleagă bine, dacă nu, nu știu ce mai putem face. Nu este un an ușor. Deloc ușor. Este un an în care lucrurile vor fi, dintr-o dată, față în față, ai învățat lecția, rezolvă. E un an plin de... Voi folosi un cuvânt dur, de eliminări. Da. Spuneam un lucru foarte interesant, de fapt un aspect foarte interesant care mi-atrage atenția, faptul că aspectele pe acest început de an sunt foarte clare, foarte bine determinate, dacă știi să le interpretezi și să ți le interpretezi și aplicat pe astrograma personală, practic nu prea ai cum să greșești din punct de vedere energetic, să te găsești pe o cale greșită sau, mă rog, să nu fii în echilibru cu ceea ce îți cere Universul. O zi deosebită a trecut, dar a fost o zi foarte importantă din punct de vedere energetic. A fost chiar prima zi a anului, întotdeauna prima zi a anului și ultima zi a anului sunt zile portal în sine și în principiu fiecare zi a unei luni, da? Că este 1 ianuarie, că este 1 martie, că este 1 septembrie, sunt zile portal. Este ziua de început a unui ciclu, nu? A unui ciclu, sigur că da. Acum, pentru cei care vor să se echilibreze, să spunem așa, energetic cu Universul, putem spune că sunt câteva planete de mare forță aflate în poziții cheie și dacă știm ce să facem, cu certitudine se vor întâmpla lucruri în favoarea noastră. Astfel, avem Jupiter, Uranus în semnul Taurului, planete de mare forță, Jupiter ca fiind cea mai mare planetă a sistemului solar, și acestea vorbesc despre faptul că poate fi un an foarte prolific, foarte de fapt de mare succes și din punct de vedere financiar și nu numai, pentru toți cei care aleg să înceapă anul în forță, adică nu în depresiv, nu supărați, da, nu văicărindu-se și așa mai departe. Deci este absolut necesar să înțelegem că acest an este ideal să-l începem în forță, chiar dacă suntem obosiți după sărbători, chiar dacă, nu știu, avem anumite supărări. Este bine să vedem, exact cum spunea data trecută, partea plină a paharului, să existe un soi de, nu program, un soi de organizare a vieții noastre în viitorul apropiat, adică oarecum să avem, să consacrăm, dacă vreți, un potențial energetic structurării vieții noastre, adică să știm, în ianuarie aș vrea să fac următoarele lucruri, mă gândesc ca până în iunie să rezolv un anumit proiect, chiar dacă socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg, totuși există un anumit potențial pe care îl putem stăpâni. Deci Universul este foarte... ne ajută foarte mult dacă noi suntem eficienți și știm exact ceea ce vrem. Deci ne putem folosi de această forță jupiteriano-uraniană, cu Jupiter și Uranus destul de puternice pe semn de pământ. Sunt primele zile ale anului, spuneam, sunt foarte importante. A fost această zi portal 1 ianuarie în intervalul, am spus, 15-19. Foarte, foarte puternic momentul, o trină superbă, Uranus și luminari, Uranus, soarele, le 10 grade, Capricorn și Lună. A trecut această zi, este drept. Cine a ascultat previziunea pe care le-am făcut oricum în 2023 la final, a cam știut cum să se organizeze, dar începând și de acum, avem zile foarte importante, vom discuta astăzi despre ele. Asta nu înseamnă că nu vor fi și conflicte. Cum vezi tu, Ingrid, conflictele, înainte să vorbim concret pe aspecte, de început de an? Pot fi ele o urmare a
ceva ce deja exista din 2023, adică dacă 2024 începe cu un anumit conflict, poate să însemne că n-am terminat ceva, n-am înțeles ceva din 2023? Poate s-a înțeles, dar nu s-a rezolvat. Știi, eu pot să înțeleg că am ghetele ude, dar nu neapărat mă schimb imediat, mai stau 3 ore și răcesc. Știi? Ideea este următoarea, 2024 trebuie să fie un an al spontaneității spirituale, al disciplinei spirituale, că fără disciplina spiritualitate nu faci nimic. Nicăieri. Așa este. Nicăieri. Nici în ceea ce privește viața pe care ai putea să o percepi ca ținând strict de lumea fizică, în nimic, în nicio privință fără disciplină nu faci nimic. Dacă trăiești întâmplător, lucrurile vin astfel în viața ta, te vei alege cu ceea ce întâmplător s-a petrecut, da? Deci tu practic nu ești acea ființă care își așterne și își pune început bun în viața personală, da? Trebuie să știi de ce iei decizii. Tu cu tine, tu vis-a-vis tu, vis-a-vis de univers, tu vis-a-vis de proiectele tale, de alți oameni și așa mai departe. Aud recent și am auzit oameni care vor să schimbe radical o profesie, dar sau un loc de muncă, dar nu verifică nimic. Am întrebat recent pe cineva de ce vă duceți? A, nu știu, cred că o să fie mai bine. Dacă oamenii vor continua așa... Da, foarte important ce spui. Dacă oamenii vor continua așa, ceea ce nu a fost rezolvat, ceea ce a propus Universul și propune vorba aceea din 2020, eu nu știu, oamenii nu înțeleg că suntem la un sfârșit de civilizație? Așa nu se mai putea în această societate a consumismului. Se consuma orice. Orice. Se fura orice. Idei, concepte, orice. Nu se verifica. Energie. Nu se verifica nimic. Este pentru mine? Îmi este de folos? Știi că crimele cele mai multe și cele nedescoperite sunt cele în plan energetic. Da? Furtul de energie poate să însemne asta. Recte, vampirismul energetic. Și așa mai departe. Nu se mai poate așa. S-a consumat orice. Inspirația, creația, energia, destinul, soarta, orice s-a furat. Acum omul trebuie să restituie. Da? Omul trebuie să restituie și a început. Și a început de mult, numai că din 2020, ceea ce unii au putut numi cea mai mare impostură planetară. Cum vreți voi să numiți că cineva vrea să omoare întreaga specie umană, respectiv pandemia? Doamne, Dumnezeu a îngăduit. Ia confruntați-vă cu întunericul pe care l-ați vrut în viața voastră. Confruntați-vă cu demonii pe care i-ați adus la suprafață. Voi i-ați adus, corect. Voi i-ați creat. Nu trebuie să arăți cu degetul. Au vrut să ne omoare cu pandemia? Nu, ați vrut să vă omorâți. Întunericul nu are succes în nicio dimensiune dacă nu-i creezi calea. Și a venit acel moment al unei civilizații când creatorul, când cel care a creat civilizația și acest corp imens în care trăim, noi trăim în corpul lui Dumnezeu. Multiversurile formează corpul lui Dumnezeu, da? Noi am devenit celulele mutante ca specie. Și atunci există tendința să fim eliminați din, da? Bun. Omul trebuie să înțeleagă că nu se mai poate trăi așa. Nu se mai poate trăi așa. Fiecare trebuie să vadă ce e în dreptul lui. 2024 nu va ierta nimic. Hai să... Nu m-am mirat ce s-a întâmplat cu Japonia. Nu m-am mirat. Ai văzut după marele cutremur tsunami. Pe urmă a început să plece toată insula. Ai văzut imagini? Străzi întregi cu case, cu... Uranus și Jupiter în semnul Taurului. Nimic nu va trece nesancționat. Saturn în pești. Nimic nu va trece nesancționat. Tu nu trăiești pe Maidanul creat de-ai tăi. Noi trăim pe o planetă pe care n-am creat-o noi. Nu ne aparține. Și a venit vremea să restituim cheile înapoi stăpânului casei. Eu așa să te întreb un lucru, Ingrid. De ce este atât de greu să se înțeleagă ceea ce spui tu? Respectiv, de ce, deși, sigur, există atât de multe informații, nu numai la această emisiune, peste tot, este atât de greu de aplicat în planul personal? Adică cunosc persoane care cunosc emisiunile acestea și alte emisiuni, citesc foarte mult, se informează. Dar nu aplică aproape. Nu aplică absolut deloc și mai grav este, nu că nu aplici, nu identifică în viața personală ceea ce spuneai tu, manifestarea elementelor răului, manifestarea răului în detrimentul binelui, evident, și faptul că vor exista consecințe, adică este atât de copleșitoare aura aceasta sub care vine răul, pentru că el întotdeauna, ați văzut filmul Avocatul Diavolului, mai dar știi că mai explicit decât în acel film cu Al Pacino.
Da, deci da? Mai explicit decât filmul acela, da, din punct de vedere al forței binelui și răului, nu cred că se poate. Deci este evident că întotdeauna răul, pentru că și Al Pacino, un film care era diavolul, era foarte șarmant, foarte carismatic și avea o putere din aceasta pe care o dădea răul, evident că întotdeauna răul așa face. În detrimentul binelui, care întotdeauna va fi mult mai cu bun simț, evident, și nu se văd aceste lucruri. De fapt, aceasta era întrebarea. Până când se va permite sau când vine, de fapt, eu cred că deja a venit scadența. Este un an, sunt întrebată foarte des, cum va fi 2024 față de 2023, oricum sunt în lanț. 2023, da, 2024, da, 2025 până în 2026, când Saturn și Neptun spun, noi am plecat din semnul credinței, vă lăsăm cum ați ajuns la nivelul ăsta. Acum vor fi fără, n-aș vrea să transformăm misiunea în ceva morbid, evident, dar și fără a dori să speriem, sunt ani 2024-2025 și din punct de vedere al manifestării unor afecțiuni foarte duri. Adică bine ar fi noi de la începutul 2024 să înțelegem cât de importantă este energia. Dar nu e energie în sensul că trebuie să luăm anumite medicamente sau trebuie să ne facem anumite analize. Mă refer la energie în fiecare secundă a vieții noastre, să supervizăm ceea ce facem. Adică cred că ar trebui să știm zonele în care dacă ne ducem sunt zone cu deficit energetic. Numai că dacă te duci într-un spital, dacă ai nevoie, te duci. Sau medicii oricum se știe că au o karmă foarte puternică pe zona de sacrificiu. Dar vorbim așa, acum teoretic, dacă te duci într-o zonă cu deficit energetic, de durere, de suferință, este evident că acolo energia ta, nu poți să ieși de acolo cum ai ieșit dacă te duci într-o pădure la munte și stai sau la mare. Și atunci, de la identificarea zonelor prin care mergem, vizite, zone, oameni care ne vin în casă, oameni la care mergem în casă. Chiar și un banal telefon poate să fie total, să te devitalizeze, și aici am să te rog să ne explici. Până la ceea ce mâncăm, cum mâncăm, cum dormim, unde dormim, poate fi cazul să ne schimbăm casa, poate fi cazul să ne schimbăm prietenii. 2024 devine mult mai radical decât și chiar în primele luni. Nu mai ajungem în septembrie-octombrie. Dacă observați că vă simțiți rău la începutul 2024, dacă sunteți nervoși, este semnal clar că trebuie să schimbați ceva. Și aș vrea să explici puțin ce înseamnă această duritate energetică, adică cum ar trebui să fim în gardă energetic, unde se poate pierde energie. Alina, întotdeauna creația se întoarce la creator, unu. Ceea ce am generat vine înapoi și ne trage la răspundere, pentru că toată creația văzută și nevăzută are tendința să se mântuiască, să se vindece, să se realinieze cu energia, cu matricea. Doi, atâta timp cât știi că nu poți sfinți locul, omul, da? Poate sfinți locul sau nu, da? Atâta timp cât nu ai puterea, poți să te duci oriunde și în iad, dacă știi că ești neafectat și ai adus o lumină iadului. Atâta timp cât știi, adică ai scos suflete dintr-o zonă și le-ai dus, le-ai pus pe drum către lumină. Atâta timp cât știi că nu deții înțelegerea, capacitatea, decodarea, decodificarea interioară, capacitatea de a identifica instantaneu unde te afli, ce se întâmplă. Nu ai trăit situații în care te duci undeva, știi că nu e ok mediu, dar zici, bă, poate ajut cu ceva, poate sunt de folos. Acum trebuie să ne ferim de toate experiențele, că și când te duci la piață, uite ce a fost de Bobotează, începând de ieri în anumite orașe din România. Creștinii, nu? Și-au dat coate, s-au certat, s-au lovit pentru apa sfințită. Alina, dă-mi voie să spun ceva. Este înfiorător că încă se crede faptul că te poate vindeca ceva ce vine din exterior. Puteți să vă dați cu tone de apă sfințite pe voi și în casă. Schimbați-vă. Schimbați-vă. Vindecarea, bunul destin, împlinirea, zilele îndelungate, întrajutorarea, împlinirea oricărora dintre scopurile voastre, nu ține de ceva ce vine din exterior asupra voastră. Iar 2024, din păcate, vă va dovedi din plin lucrul ăsta. Oamenii trebuie să înțeleagă că altarul trebuie să fie interior și nu exterior. Foarte adevărat ce spui. Oamenii trebuie să înțeleagă. Am văzut ieri niște imagini ca la alte sărbători. Nu asta înseamnă să fii credincios și nu te vindeci dinspre exterior înspre interior, pentru că ce să vezi, sămânța și cauza e în interior.
Da? Deci tu acolo trebuie să operezi. 2024 te pune față în față cu toate... Adică biserica, să explici tu asta, să nu se înțeleagă că sfătuiești lumea să nu meargă la biserică. Nu, biserica trebuie să te transforme în interior, pentru că degeaba mergi trebuie turist. Trebuie să ai o smerenie, vrei să spui. Trebuie da, să da. Ai o jenă, trebuie să te duci cu o anumită atitudine. Este lucrul cel mai greu de explicat. Da? Oamenii nu se duc nici în exterior, nici în interior cu o anumită atitudine către sine, către celălalt. Totul... Da, scuză-mă, Ingrid, aș vrea să ne mai explici, pentru că mi se pare... M-ai întrebat ceva subiect, foarte important, da. De ce oamenii nu aplică, pentru că nu au proprietatea termenilor și pentru că sunt sclavii simțurilor, papilelor gustative, stomacului și altor zone care țin strict de fizic. Când ai să ai puterea să spui, mi-e foame, nu mănânc, am altă treabă de făcut, mănânc peste o oră, trebuie să mă rog. Vreau să mă duc la o întâlnire, o amân, pentru că trebuie să fac altceva din punct de vedere spiritual. Vreau să înalț o rugăciune pentru o situație. Sau trebuie să mă odihnesc pentru că peste 5 ore am de făcut o rugăciune pe care nu o voi mai face că sunt prea obosit. Am în un ieșit la o cafea, unde ce fac? Vorbesc cum se leagă două paie, mă scuz, pentru exprimare, știi? Da? Da? Am în o ieșire la o cafea pentru că ce să vezi, nu-mi îmbogățește cu nimic sufletul, mentalul, spiritul. Deci, cred că aici ai vrut să ajungi. Oamenii trebuie să-și prioritizeze... Da. Viața și vor descoperi sensul. Marea lege a anului 2024 care va funcționa în plin va fi legea tăcerii. Nu în sensul de omerta. Cine va ști să tacă mai mult, îl va auzi mai mult pe Dumnezeu. Alina, e un zgomot în lume. Dacă ai fi o hiperființă, sau oricare dintre cei care ne privesc, dacă ar fi o hiperființă și a sta în preajma planetei să asculte, e un zgomot infernal. Oamenii vorbesc orice, spun orice, trebuie începută cu ordinea interioară. Chiar e necesar să spun acest lucru? Chiar e necesar să critic? Chiar e necesar să... Da? Dar ce sunt eu? Măsura adevărului, instanță supremă în materie de cum merge vestimentație, ce gândește, ce... Ia să-mi întorc privirea dinspre critică, înspre construcție. La început de secol 20, când a explodat în zona de operă, operetă, în Europa și în America, se sinucideau pe capete tineri interpreți, operă, operetă. Și atunci a apărut, au venit alții din spate, altă știință și a spus se sinucid, pentru că a doua zi citesc ziarul și nu văd decât critică distructivă în comentariile celor care fuseseră la opere, cei criticii de artă care se duceau, comentau vestimentația, că n-a luat o acută, nu știu cum, că n-a luat din plin octava și a doua zi se sinucidea. Da? Și a apărut acest discurs din zona de psihanaliză și așa mai departe. Dom'le, cum contrapunem critica constructivă cu critica destructivă? Omul pe lângă faptul că singur se judecă, habar nu are despre ce este vorba când se judecă. Cum spune Sfântul Apostol Pavel, ci voi nu vă judecați pe voi, cu preț ați fost răscumpărați. Da? Da? Voiam să te întreb, Ingrid. Două secunde. Da. De la a nu se mai judeca pe sine și să lase trecutul, eventual binecuvântează-l. Da. Binecuvântează-l. Dom'le, azi am șansa să fiu cu un pic mai deștept decât ieri. Nu trebuie să spun că uite ce am făcut ieri, uite cum am greșit, uite, ok, azi sunt un pic mai deștept că mi-am tras niște concluzii. Da? E ca și cum ai judeca un copil. Omul se judecă și pentru ce a făcut acum 10-15 ani. Cum poți să faci asta? Erai cu mult mai tânăr. Înțelege, acceptă, binecuvântează trecutul. Da? Dă-ți lumină. Omul se autodevorează în toate direcțiile timpului și spațiului. Asta înseamnă critica. În trecut, în prezent, în viitor. Oamenii sunt capabili de orice ca să strălucească social, material. Domnule, în clipa în care tu adaugi ție ce a spus Hristos, împărăția lui Dumnezeu, toate celelalte ți se vor adăuga ție. Împărăția nu este ceva care vine din univers și tu trebuie să adaugi ție. E pretutindeni și începe cu legile universului. Da? Învață să respecti viața sub toate formele ei. Învață să nu mai consideri că tu ai drept de viață și de moarte, de critică și așa mai departe asupra oricăror ființe. Întâi uite-te în dreptul tău. Sunt eu capabil să fac asta? Proprietatea termenilor, smerenia, bunul simț spiritual, scopul bine determinat, disciplina poate schimba în acest an completamente destinele oamenilor. Și când universul vede că tu ți-ai înțeles lecția, dintr-o dată vin ajutoare nevăzute ochilor fizici, ce până ieri părea imposibil, dintr-o dată se deschid și apar oportunități, sună un telefon, vezi un titlu pe ecran, o carte, un om, auzi o discuție pe stradă, care produce declicul, Doamne, asta trebuia să fac. Încep și auzi și vezi semnele, dar fă-ți mintea să tacă. E prea plină, nu mai cape nimic acolo. E ca și când deschizi un șifonier, un dulap, ai vrea să mai pui un obiect, nu mai e loc. Imaginați-vă mentalul ca pe acest obiect de mobilier.
faceți curățenie acolo, ce n-ați folosit, strângeți într-un bagaj, dăruiți altora care poate au nevoie de acele experiențe. Dăruiți altora, sau cel puțin duceți în alt loc ce a fost acolo. Exact cum dăruiești hainele pe care nu le-ai folosit în ultimul an, încălțămintea, diverse obiecte. Lăsați undeva lucrurile care nu vă sunt de folos, stați față în față cu voi înși vă. Onest. Dom'le, faptul că eu critic, unde m-a dus până la urmă? Da. Aș vrea să te mai rog, Ingrid, să discutăm puțin înainte de a începe să vorbim despre zilele Portal Mai amănunțit. Cât de important este să identificăm, eu cred că nu este atât de greu, cum ne sabotează aceste structuri pe care noi le avem? Mi se pare lucrul cel mai prețios pe care l-am spus în emisiunea anul trecut, printre cele mai prețioase, în emisiunile ezoterice. Câte structuri avem? Avem multe structuri. O structură poate să-și dorească înălțarea spirituală și alta poate să o saboteze cu toată puterea ei. O structură poate să fie nu elevată, extrem de elevată și alta extrem de primitivă. Așa se explică cazuri în care vezi oameni care, nu știu, au niște profesii extraordinar de rafinate și, în plan personal, sunt foarte primitivi. Și la serviciu pot fi impecabili. Exact. La locul de muncă și acasă. Impecabil și așa mai departe. Deci, aș vrea să discutăm puțin, pentru că este un subiect care mi se pare că suportă multă completare. La acest început de an, pentru că încă o dată, începutul de an și sfârșitul de an, dar mai ales începutul de an din punct de vedere al dinamicii, evident, pentru că este un început ca și luna nouă, ca și zodia Berbecului, fiind prima zodie din zodiac. Deci acest început de an presupune o forță, o vitalitate suplimentară față de luna iunie, să spunem, sau iulie sau august. Cât de important este la acest început de an să identificăm aceste structuri? Pentru asta nu trebuie să mergi la vreun aparat în mod special sau la vreo persoană care se pricepe neapărat, ci este suficient să te introspectezi și să vezi, pentru că aceste structuri se manifestă ca și persoane, dacă ești atent. Adică este ca și când la un moment dat ai multiplă personalitate, am observat foarte multe cazuri. Nu că ești bipolar, este puțin spus. Deci ai foarte multe personalități, unele benefice, altele mai puțin benefice, care revendică tot timpul câte ceva. Poți să ai o personalitate care este veșnic nemulțumită, este o entitate, face parte din personalitatea ta, veșnic nemulțumită. Poți să ai o altă latură a personalității tale care este uneori dornică să stea în singurătate și să se introspecteze. Altă personalitate căreia îi place un viciu, de exemplu. Și ele toate sunt precum niște guri de lup, apropo de luna lupului. Da, da. Deci sunt niște, precum niște, așa se limba, sau de șarpe, de ce vreți. Da. Nu știu, ajută-ne puțin, Ingrid, să... Exact cum ființa vizibilă umană pe care o vezi în fața ochilor poate fi stăpânită de 3, 5, 7, 9, 10 obiceiuri deloc productive, ci contraproductive, chiar pentru propria persoană, fiecare dintre celelalte 7 structuri nevăzute pot dobândi obiceiuri energoinformaționale pentru că s-au obișnuit să facă lucrul așa, au învățat să funcționeze sau, din păcate, pot fi stăpânite de forțe, pattern-uri, concepte, entități care dau startul, da? Asta e coerența pe care funcționăm, da? Bine, aici intrăm în cu totul și cu totul altă știință, deloc, poate deloc familiară unora dintre privitori. Ideea este următoarea. Repet, obsesiv, ce nu știi, te știe. Corpul emoțional, corpul mental... Dacă nu sunt în stare de energie, hai să nu folosesc cuvântul pură, e aproape imposibil să fie, adică 100% lumină. Dar dacă dominanta nu este pe lumină 50+1, tu ești orice altceva, orice altceva. Și nu o ființă care se află în prezența liberului arbitru, capabilă să crească, să evolueze, să acel the thrive, cum, nu? Acela prospera spiritual, intelectual, psihologic și așa mai departe. Aceste multiple personalități reprezintă, de fapt, multiplele energii, programe care te conduc. Eu am spus de atâtea ori, exact așa cum te speli zilnic pentru că vrei să te energizezi fizic, omul ar trebui să se curățe zilnic, cel puțin o dată, în structurile nevăzute. Te iei la bani mărunți. Ca să iei la bani mărunți, trebuie să înțelegi dinamica vieții. Trebuie să înțelegi legile Universului, da? Care sunt foarte puține și ușor de înțeles.
le-am mai menționat în alte emisiuni, și să înțelegi că fiecare lucru, dar fiecare lucru, fiecare ființă, fiecare spațiu, fiecare temporalitate are niște reguli după care tu trebuie să joci. Revenind după publicitate, Ingrid, să vedem cum putem identifica aceste structuri. Este foarte important să le identificăm, pentru că în momentul în care conștientizăm ceva, și este un lucru chiar foarte important pentru 2024, momentul în care identificăm situații sau lucruri importante care țin de noi, ele sunt mai mult decât jumătate rezolvate. Da. Revenim după publicitate. Am revenit, Ingrid, vorbeam despre structurile pe care le putem avea și despre faptul că este totuși important, cred eu, să identificăm aceste structuri și cum jonglează ele între ele, cât de agresive pot fi unele cu altele, o structură, de spuneam, de-a ta poate să-și dorească să meargă la biserică sau să intre în zona spirituală și alta să o saboteze și să fie chiar de-a dreptul exasperat, adică să avem momente în care suntem foarte nervoși sau foarte agresivi cu ceilalți, pentru că aceste structuri ale noastre toate, sigur că dacă precum niște copii de-ai noștri, se pot revolta una pe alta. Dacă putem să explicăm puțin și poate ai vreun sfat, cum putem identifica aceste... E foarte simplu, fiecare structură are amprenta ei, semnătura energetică, rațiunea, raționalitatea mentală, emoția, corpul emoțional, da? Etericul, stai așa, ai o atitudine... Este o predominantă a etericului sau astralului, n-ai neapărat gânduri și sau cuvinte, sau dacă ești pe zona superioară a eterurilor, a etericului, tăcerea ta înseamnă altceva. Tăcerea ta înseamnă că tu, spre exemplu, când mergi la biserică, tu absorbi energia divină, te încarci cât îți este necesar, da? Plus că trebuie să și dăruiești. Oamenii, în general, merg la biserică doar ca să ia, dar trebuie să și dăruiești. O binecuvântare, o mulțumire, da? Din tot sufletul. Cum identifici aceste structuri? Este foarte simplu, da? Uite, spre exemplu, când ai stări pe care nu le poți identifica chiar deloc, măi, ce-i cu mine astăzi? Cei cu mine nu mă pot concentra, am o oboseală, nervozitate, dau de oameni care îmi sporesc aceste stări. Știi cum e? În demonologie spune așa, un demon mai mare va căuta întotdeauna să supună un demon mai mic, să-și facă armata lui de. Exact cum în angelologie întâlnim arhanghelii, au îngeri în ceea ce putem numi... că nu există ordine sau porunci, încălăuzire, da? Susținere, misiuni pe care le transmit îngerilor pur și simplu. În demonologie lucrurile sunt pe invers, se încalcă liberul arbitru, sunt distruși, sunt puși în sclavie față de forțe întunecate mai mari decât... Bun. La fel este și cu aceste structuri. Structura mai puternică va căuta să le supună pe celelalte, pentru că are nevoie să nu se simtă scindată. De că la organele fizice, am mai spus-o, când un rinic e bolnav, va fura energie și oricum suprasarcina se va duce pe celelalte, organele pereche. Uh-huh. Apropo, toate organele sunt pereche, dar va descoperi și medicina lucrul ăsta foarte curând. Toate organele sunt pereche. Bun, pentru că există această susținere. Dumnezeu întotdeauna are planul B. Dumnezeu întotdeauna, numai omul nu are planul B, da? Îți dai seama care structură te conduce sau nicio structură de-a ta, pentru că tu nici nu știai cine ești, până când ai devenit ceva ce chiar nu mai identifici ce ești. O ființă plină de furie. Deznădejde. Nu-ți identifici un scop în viață, nu știi ce vrei. Ok, serviciu, facturi, casă, aparent am tot ce-mi trebuie. Am o nefericire permanentă. Ce se întâmplă cu mine? Undeva este un gol imens. Totul este hrană. Ne hrănim corpul fizic, dar câți oameni își hrănesc corpurile subtile? Totul este hrană. Energie este hrană, informație este hrană. De multe ori un om poate avea o afecțiune și nu e descoperită prin intermediul instrumentarului medicinii alopate. Undeva la acest plex uriaș, Manipura, el n-a digerat ceva. Uite, în afecțiunile psihosomatice, vorbim de cele care fac referire la scindare. O să caut dacă mai am acasă imagine. Am plexul solar al unui tânăr identificat cu schizofrenie, entitatea manipulată, toată un mini omuleț. Deci atenție, entitățile au forme cum vor ele, umanoide sau nu. Da?
ele pot fi identificate în câmpuri și înțelegi ce te conduce. Da? Omul ar trebui să se roage, aud, uite, dacă îmi dai voie, aud adesea oameni, merg la biserică, îi întreabă reporterul, i-a întrebat zilele astea de ce ați venit la biserică. Motivele sunt aproape întotdeauna strict lumești. Dacă omul s-ar ruga, Doamne, ajută-mă să-mi dau seama cine sunt, de unde vin, care-i sensul vieții. Eu, prin acord, prin raportare, la ceea ce alții numesc, eu habar nu am ce-i lucrul ăla. Sens al vieții, Dumnezeu, eu nici măcar nu știu dacă existi. Doamne, fii sincer. Doamne, nici măcar nu știu dacă existi. Dacă existi, revelează-te mie, ajută-mă. Fă să descoper calea, adevărul și viața, că parcă, după ce am bifat tot ce-i lumesc, am un pustiu interior, deci viața trebuie să fie despre mult mai mult. Dă un sens real vieții mele. Le am pe toate. Tu ai văzut că toți oamenii bogați ajung rău? Mor, se sinucid, se droghează. De ce? Apare acea furie și auto... Știi că sistemul își dă stingere. Sistemul își dă stingere, spiritul se îndepărtează de structurile pe care le-a generat și le întreține, alte forțe vin și aruncă în disoluție corpul fizic. Cum e la bacterii? Ai murit bacteriile responsabile cu... cu aruncarea în disoluție, cu intrarea în niște procese, putrefacție și așa mai departe a corpului fizic, la fel avem informații spirituale care fac asta cu structurile. Da? Când ele ajung să se manifeste împotriva interesului spiritului, apare ceea ce se numește depresie, desorginte spirituală, nu celulară, nu organică, nu că ai niște deficiențe. Minerale, vitamine și așa mai departe, da? Depresia de sorginte spirituală este cea mai periculoasă. Ai analizele perfecte, te duci la ecograf, la CT, la ce... Totul e perfect și tu mori cu analizele în mână. De ce? Pentru că ai sahasrara obturată. Pentru că ai, pentru că ai chakrele, se numește inversiunea chakrelor, te hrănești cu energie întunecată, pentru că altcineva te vampirizează, pentru că te autovampirizezi, pentru că trăiești într-o casă bântuită, pentru că gândești incorrect. Și poți să nu termini, știi? Da? Da. Omul trebuie să cunoască ce dă viață. Când ai să înțelegi... Te explici ce înseamnă sahasrara obturată? Chakra. Chakra foarte importantă, da? Avem prima și ultima chakra sau prima și, da, cele aflate în extreme, da? Când omul va învăța să trăiască în centrul ființei sale, va fi perfect echilibrat. Aici avem adevăratul creier, creierul abdominal, cu toate că el se face referire și la altă zonă din corp foarte importantă. Mezenterul ar juca și el un rol foarte important în acest sens, pentru cine știe medicină, din punct de vedere spiritual ar juca un rol uriaș în acest sens. Ne avem un plex nervos important aici, iar din punct de vedere spiritual avem un soare, se numește soarele central. Da? Pentru clarvăzători, ei văd că la oameni iluminați chakra manipura este chiar ca un soare. Și ce face? Protejează, nu lasă să intre nimic care te căpușează, te vampirizează. Dar nici nu se întâmplă asta, n-are cum, pentru că te orientează către lumină. Lumina trage la lumină, întunericul trage la întuneric. Semilumina trage la semilumină, semi-întunericul și tot așa. Pe facțiuni, pe frecvențe, tot ce este impur în om va permite să existe o breșă de securitate, om, spațiu, situație, vocabular. Atenție, trăim într-o lume a cuvântului, ce se face prin cuvânt se dezleagă prin cuvânt. Ce spui, capătă viață, generează, determină, întreține. Acum că există o defazare spațiotemporală între ce ai spus și realitatea faptică, nu înseamnă că lucrurile nu se petrece. Omul nu are obiceiul să-și urmărească efectele gândurilor și a cuvintelor și ar descoperi că cele mai mari nenorociri vin din ce face el cu gândul, cu cuvântul și așa mai departe, da? Omul nu are obiceiul, el nu să-și aducă aminte. Am avut acum vreo lună o perioadă, nu știu ce am avut, vreo săptămână am vorbit cu necuratul. Scindare, uitare. În maxim o lună apar numai întunecați în viața lui. Obiceiul omului, dar ar fi rar, făcea oar. Ce, când tu spui, fii rar, știi, celebra, da? Tu ce faci? Îl chem. Adică, fii rar al. Tu dai un lucru entității pe care o invoci, realității, omul habar nu are, trăiește atât de inconștient, atât de... Nu trebuie să-i mai facă nimeni nimic omului. Da. Nimeni nu trebuie să-i mai facă, și face singur. Da? Noi trăim într-o lume a cuvântului, reamintesc că au existat lumi, perioade, civilizații, văd că acum noi descoperirea testă că umanitatea, civilizațiile, inclusiv piramidele, inclusiv sunt mult mai vechi decât se credea, în sfârșit se descoperă din nou America. Bun. Dacă omul înțelege, cuvântul este o ființă vie. Există trupuri, organisme, vehicule. Există vehicul uman, vehicul animal, există vehicul mineral, există vehicul vegetal,
Există vehicule ectoplasmatice, există vehicule strict energoinformaționale, cuvântul are vehicul energoinformațional, are corp, are trup. El există, este o ființă, noi dăm viață unor ființe energoinformaționale care, ce să vezi, vor dori să-și construiască propria lume, propria realitate. Noi generăm atât realitățile angelice cât și demonice în accepțiunea și înțelesul de pe pământ. Faptul că atragem sau nu anumiți oameni, n-a venit nimic din exterior. Noi am atras. Cu tare mi-a făcut nu știu ce rău, cu tare am atras. Noi nu am fi legea rezonanței universale, legile universului. Una dintre este și legea similitudinii. Practic vorbește despre același lucru, da? Legea cauzalității, legile universului. Citiți legile universului și înțelegeți că atrageți. Adevărul despre o ființă nu este în ceea ce se vede. Adevărul despre o ființă este în ceea ce nu se vede. Adevărata ființă este invizibilă. De ce adevărata ființă? Pentru că 90% din ce ești tu are 7 corpuri. Partea fizică are doar un corp. Deci despre ce vorbim? Care e adevărata realitate? Ce determină și întreține realitatea fizică? Masa critică de corpuri energoinformaționale. N-ai avea mental dacă n-ai avea corp mental. N-ai avea suflet dacă n-ai avea corp emoțional. Nimic din ce se vede și poți să atingi, să palpezi, n-ar exista dacă n-ar exista etericul și astralul care vin și pun baza informațională a ceea ce urmează să se densifice, că avem două tipuri de energie în univers, energia condensată și dispersată, care este aproape invizibilă ochilor fizici. Noi, în general, oamenii văd energia condensată. Dar ce generează și întreține energia condensată? Energia dispersată, pentru că ce sunt trepte ale coborârii în materie, da? Cu cât ceva, un pattern, un concept, o ființă coboară în zonele densificate, va căpăta acest aspect de densificare, de condensare. Dar realitatea nu e acolo, că tu vii de undeva care s-a densificat aici, da? Bun, cum identifică oamenii? Revenind la întrebarea de dinainte de cum identifică, ai grijă ce spui, vezi cum vorbești și vei înțelege la ce ești conectat. Dacă tu tot timpul cuvintele tale sunt întâmplătoare, inconștiente și așa mai departe, arunci pur și simplu cu cuvinte, cu judecăți, cu, da? Încearcă să vorbești ales sau mai bine taci. Da? Și să știi că unele cuvinte nu neapărat comportă în ele însele, nu neapărat sunt cărăuși, cuvinte cărăuși, să vină la pachet cu o energie aferentă. Poate să fie ca la vot, un vot înalt. Amprentează fiecare lucru pe care îl faci cu ceva, dă-i un sens. Nu lăsa votul alb. Du-te și votează. Nu lăsa un cuvânt să n-aibă sens. Dă-i un sens. Sunt oameni care, vorbind despre o boală gravă, spun, spre exemplu, am fost la analize și am descoperit că am o chestie. Nu ai o chestie, nu. Ai un proces în derulare și nu în sensul vieții încolo. Spiritul tău interpretează în momentul în care spui că am o chestie, n-am nimic, nu va lua în considerare, nu va repara. Proprietatea termenilor. Nu am o chestie. Da, este foarte interesant, da? Ceea ce spui. Adică trebuie să vorbești. Spiritul aude ce spui. Responsabilitate. Da, tu nu ai o chestie. Am un proces în derulare. Bun, mai puțin bun, malefic și așa mai departe. Adică pe scurt, trebuie să luăm în serios absolut ceea ce ne înconjoară. Dă importanță cuvintelor, că spiritul aude. Și nu doar el. Și chiar și atunci când suntem nervoși, trebuie să fim responsabili de ceea ce spunem. De foarte multe ori se creează niște breșe pe care este foarte greu apoi să le închizi în momentul în care ești supărat. Sunt foarte mulți oameni care blesteamă la nervi, după care spun, eu blestem un om, nu există ție blestem înapoi. Dacă ai aruncat un blestem, el s-a dus. Sunt mecanisme destule, dar aici sunt alte lucruri. Trebuie să ai responsabilitate pe tot ceea ce spui, pe tot ceea absolut ce faci. Tot, în principiu este mai greu să repari decât să te abții. Cam asta era ideea. Da, prevenție și în spiritual, nu doar în fizic. Da. Foarte interesante zilele următoare și iar aș vrea, apropo de cuvinte, data de 8 ianuarie, deci peste două zile, avem un aspect foarte interesant, un Mercur care, aflându-se la 25 de grade în Săgetător pe data de 8 ianuarie, Neptun pe 25 de grade Pești, ele fac o cuadratură la orb 0, un moment portal pe 8 ianuarie în care chiar trebuie să fim foarte atenți și să facem chiar o evaluare a vorbelor din ultima vreme, a promisiunilor, angajamentelor pe care ni le-am luat. Este o zi portal bună pentru o învățătură profundă pe care noi o avem de
Înțeles, Neptun totuși arată o anumită profunzime care chiar s-a dus la suflet, să vedem, poate am jignit pe cineva la un moment dat, sau poate ne-am luat un angajament și l-am dus la bun sfârșit și așa mai departe. Deci este de luat în calcul ceva ce noi am făcut rău prin cuvinte la un moment dat. Poate fi puțină dezinformare, poate a fost o jignire, poate a fost chiar o algoritmare fără voia noastră, adică nu, n-am vrut să facem rău propriu zis. Deci este o zi în care este bine să gândim lucrurile așa. Pentru că este un aspect astral care vorbește despre evaluarea vorbelor, nu neapărat din momentul acela, din trecutul apropiat, care ar fi putut avea consecințe destructive asupra cuiva. Pe de altă parte, știi că nu devii al halterofil astăzi. Tu trebuie să faci masă musculară. Da. Trebuie să faci masă musculară, da? Nu vei fi atent la acea zi începând cu ziua aceea, ci fii atent în fiecare zi. Trebuie să se formeze o coerență. Deja se dezvoltă atâtea științe care demonstrează, se poate vedea și pe monitor, se pun, da? Ce înseamnă să schimbi actul gândirii, totul se reconfigurează, partea neuronală, e dovedit științific că tu schimbi ceva în psihism, se modifică și neuronal în fizic, da? Schimbi ceva, încerci să determini dinspre materie, înspre spiritual, se interdetermină. Nu vei fi atent la niciun portal în ziua respectivă dacă nu vei fi și până în ziua respectivă. Da? Trebuie cum e? Repetiția e mama învățăturii. Ce te vei trezi? Ce? La ora 3? Vai, azi e portal așa și? Tot vei greși. Pentru că n-ai această învățătură a structurilor. Noi trebuie să ne învățăm structurile. Tu aici anunți lucrurile astea. Oamenii se uită, asta trebuie să înțeleagă. Nu? Dar nu în ziua aia, doar în ziua aia. No, în fiecare zi, în fiecare clipă, în fiecare moment. Configurații astrale care sunt puțin mai puternice și te predispun la un fel de concentrare pe o anumită zonă mai deosebită. Revenim după publicitate.